Neața, oameni buni, astăzi facem vlog. Astăzi e zi de vlog, astăzi vlog. Frații mei, mergem la filmări la Jador, în vreo 39 de minute ajungem la locație. Este o piesă ceva legat despre Survivor, nu vă zic mai multe, pentru că nici nu știu piesa, n-am ascultat-o seara, am înregistrat-o. Piesa este în colaborare cu Moroșanu și Lino Golden. Și mergem acolo și noi, că m-a sunat omul meu Jador, mi-a zis, bă, vino Marius să dansezi în clipul meu. Și acolo mă duc. Facem vlog, facem șmecherii. Nu l-am mai văzut de câteva luni dacă a fost la Survivor acolo. Avem puțin și ajungem la filmări. Ești pregătit să cânti, frate meu? Da, sunt foarte... Și a făcut încălzirea vocală de dimineață. Ce să facem și noi, bine, suntem în domnești. Mergem și după la Dorian Popa, că e și el că face o piesă, dăm așa repede. S-a blocat traficul aici. Păi de ce s-a blocat traficul? Ne-am rătăcit, oameni buni. Nu mai știu pe unde să o luăm. Oh my god, oh my god. Nu ne-am rătăcit acum, suntem de vreo 2 zile pe drum. Sper că încă n-a apărut piesa. Nu mai zic nimic, frații mei, revenim de acolo pentru că mergem. Suntem pe drum, nu pot să vă arăt și am să vă zic nimic interesant. Nu pot să vă arăt nimic interesant că nu-mi permite YouTube-ul prea multe reguli. Unde ești, bro? Uite, sunt în taxi. A, n-ai ajuns încă. Nu, tu ai ajuns? Da, sunt aici. A, bine, bro, hai, te pup. Sunt atât de punctual încât am ajuns înaintea lui Jador la filmările lui Jador. Cred că aici este locația pentru că Jador n-a venit. Hai să vedem dacă... Să căutăm ușa și să batem la ușă. Sper că n-am intrat într-o curte a unui om. Fără să vrem. Pare de filmări locația asta, așa e, frate? Așa e, frate. Că tu ai mai fost la filmări, la Netflix, la astea. Asta-o fi ușa? Vezi în spate, cred că e cine, a făcut bolul cineva. Nu. Jador încă n-a venit, acum trebuie să mă machiez eu. Cum te găsim pe Insta? Scheherazada. Dați acolo follow. Tocmai îi spuneam că mi-au luat amendă la biserică, că am țărit gardul, te-am tras cu robotul. Și a venit preotul acasă cu amenda, mă rog, că acum n-am plătit-o. Așa, zic de televizor. Dacă nu plătesc amenda, vine la... vine cum? Îmi ia banii de pe con, nu? Zic cu televizor. Da, că mi-am dat tatuaje și acum un an jumate când am început eu să mă tatuez, bine, aveam deja câteva tatuaje, dar acum un an jumate mi-am mânut pe televizorul în cameră ca să mă tatuez, dar nu s-a strigit că mi-am luat altul, acum am altul și nu mai vând acum. De asta ca să nu mai vând. Până la următorul tatuaj. Până, mai am unul pe spate, 24, mă costă să fac. Și am pe televizorul, da? Da, mai am unul pe televizor, acum ții 4K, Full HD, Ultra K, 5K, nu știu cum ții, la 24 mai ții televizor, acum am altul. Deci, practic, pe mine am plus și am 4K. Deci fiți atenți, intrați la mine pe TikTok, Ionescu. Ia-mă tu camera, vorbește! La mine pe TikTok, Ionescu Robert, sunt dat și pe YouTube, Ionescu Robert, că faci bani pe YouTube, nu se fac bani, nu? Nu se fac bani? Ba da, asta zic, fac bani, nu? Dați-mi pe YouTube acolo, că mai postez și pe YouTube, dar postez doar că și de ce? Că în casă mi-e chinit TikTok-ul să mă țin de YouTube. Nu, că nu mi-e spun pe TikTok, astăzi râdem că am băut cafea. Jur că a doua cafea în viața mea pe care o beau, că nu beau cafea, ești nebun, deci... Și-ai fericit când bei cafea? Nu, dar că-i mai atent. Și nu mă opresc, nu vorbi, zic. Ce, te machiez? Nu machiez, nu ce? Nu mă dracu să mă machiez. Păi n-apar un clip? Păi da, dar și dacă apar să ce, să mă machiez? Îți dau un pic de pădă. Nu, sunt de cu drept. Uite, eu sunt machiamă și nu se vede. Nu, nu. Ce o să vedea la mine când mă machiez? Fac economie. Aaa. Nu, dar singurul lucru pentru care m-aș machia ar fi să-mi fac un TikTok. Ca să să facem vizualizări. Așa că... Să vină bani. Da, să vină bani. Doamne ajută să... Și acum mi-a trecut de mașină, vreau să-mi iau și un Porsche Cayenne, ca să știți. Adică dacă vreo fată e singură, să știți că sunt singur. Salut, Tom, și tu vlogul. Salut toți oamenii de pe vlog. Băiat, uitați-vă ce față de albitură are. S-a machiat. Da, mă, pe tu negru. L-a machiat să vă arăt civila. Ia uite, alb negru să vă arăt civila, tu plan negru. Cum e o piesa asta, dolansezi acum? J-ador el. Cum să fie? O să fie o piesă foarte mișto, mă simt foarte bine. Tare, tare. Ne-ai ascultat-o. Ia arată cum mergi. S-a împiedicat la fotbal. Bun, portofelul. Pomul meu este machiat aici. Bă, vin în tricou sau cum? 50 de flotări. 50 de flotări, da? Da. Hai de la fac 50 de flotări. Ia, ce vrei? Că tu mereu vrei ceva. Schimbă, mi se pare normal. Deci dacă fac 50 de flotări, ce primesc? Nu știu, fă și vedem după. Dați, îmi faci de aia, reclamă pe TikTok să fac 1 milion. Mai am, să fac acum 700.000. Astăzi sper să fac 700.000. Am sub bani. Hai, mă rog, da? Stai atent să mă arăt. Una, două,
3. Dar numărați voi că nu pot spate toate în același timp. Păi nu mai știu, la cât ești? 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 45, 46. Păi nu știu, mă, că am uitat. 3 milioane să-mi dai. Lasă-o, nu mai face, mă, ridică-te, mă, Robert, te-am glumit, mă. Mă, te-am vrut să te opresc. Încălzire, acum bagă-le pe la 100. Aici mai am un loc în spate, vedeți, acolo, nu? Cine vrea să... Mamă. Cine vrea să doneze, dar știi cu YouTube-ul. Zici că e caz de la social, săracu. Un fel de caz social, s-a zis. Vezi că e o mașină roz, da, mașina ta e roz, mă? E albastră. Tot la filmări. Hai să vă arăt cum merge pe aici. Moroșanu, vreau să fac rost de Verify pe TikTok. O sun pe Laura de la TikTok și spun: fată, mă cheamă Moroșanu și vreau Verify. Te rog frumos, de belea, intru și eu în lumea asta TikTok-ului, gata. S-a terminat șmecheria. S-a terminat, gata. Nu mai aveți loc. Vedeți că n-aveți loc. În junglă și abis noi la vrăjeală beam cafea și trebuie și trebuie la secretele noastre. Da. Și am avut ideea asta acolo. Mi-a venit piesa asta în cap și am zis că trebuie să o facem neapărat. L-am pus pe Lino pe piesa Moro și mie mi se pare piesa foarte, foarte, foarte bună. E una din... am investit foarte mult pe piesa asta. Și cât și plătește că și material și sper să iasă un hit în loc de la Lino. Dar poți să ne spui așa câteva indicii despre piesa, despre ce e vorba? Am zis că este vorba despre supraviețuirea voastră acolo. Da, Moro zice ceva despre asta, dar uitați-vă aici. Ce credeți că e aici? Ce e aici? Bun, aici e cel mai mult, iau trei. Bă, la, i-a dat Dumnezeu, fete, i-a dat Dumnezeu și frumusețe, și talent, și brătoare. Bă, nu câte sunt mai amuzi la dorele ăsta, mă. Sunt una de ele, da. Doar pe mine mă laudă. Eu acum înțeleg de ce mama ei îl place. Mama lui. Da, filmăm clipul la cea mai tare piesă. Spune-le ceva. Clipul ăsta s-a apărut înainte de piesă. Da? Da. Tătuțu, treaba nu e așa ușoară. Trebuie să fiu la înălțime, nu? Ca Jadorel și ca Lino. Și oricum sună foarte bine și partea ta, am ascultat în forță. Mi se pare low partea mea. Aș vrea să fie puțin mai high, pentru că Jadorel al meu când începe să cânte, rupe tot. Da, e și experiența aici, dar oricum exact. Sună foarte bine. Sună dar foarte una bine peste alta, abia aștept să lansăm clipul. Toți vom fi martori la acest succes. Sperăm să fie pe trending. Pe unul chiar trebuie să fie neapărat. Numărul 1 și să fim... Cum trebuie, nu? Da. Și îl găsiți și pe TikTok, intră pe TikTok. A, apropo, mă ajută să-mi fac TikTok-ul, pentru că nu prea mă pricep la așa ceva. Da. Așa că intru și eu în lumea TikTok-ului. Să dați acolo follow, aveți TikTok-ul în descriere. Fiți atenți, da, că vine Moroșan acuși pe TikTok. Vă pupăm. Te pup, Matei, și pe vlog. Da? Păi n-am venit cu el, te pup. Vorbim cea mai șmecheră piesă, cea mai șmecheră, da? Șmecher? Și tu la fel, tu ești te pup, te pup pe viața. Mersi că ai venit cu aia. Te pup, oricând. Moro, am plecat, te salut, mi-a părut bine să te cunosc. Ceau și mie la fel și sper să... Ne auzim, te pup. Sărbători fericite. La fel, pa, pa. Salut, pa. Frații mei, am terminat cu filmările aici. Bam, bam, adică mai filmează băieții, mai are câteva cadre Moroșanu de tras. Au venit și de la Canal D pentru un interviu. Fratele vostru e obosit, sunt terminat, am mâncat acum prima mea săpăziua de azi, a fost acum. A fost super tare, ne-am distrat foarte mult. Abia aștept să ascultați piesa, mie îmi place foarte mult, este ceva ce 100% să fie pe locul 1 în trending, fie că vreți, fie că nu, tot o să fie pe locul 1 în trending. Ce să vă mai zic, urcăm în Ferrari. Intrați la fratele meu pe TikTok, am făcut acolo niște TikTok-uri și a zis că dacă face 1 milion de follower până mâine, îmi dă și mie 1 milion de euro. Dacă facem multe like-uri la clipul ăsta, facem reacție fix atunci când apare piesa. O să-i cer eu înainte cu o zi sau două. Să pregătiți reacția. Cam atât, nu uitați să vă abonați, să dați like, să follow pe Instagram Marius Cătălin Liviu Andrei.1. Vă pupăm, mua, paște fericit. Dar cred că trece paștele până pe clipul.